Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Creștinul cântă iară, Hristos a înviat, aleluia! Ucenice părinte, paroc și decan, Paul Budău, ucenice sau dragă părinte, diacon Paul, iubiți confrați preoți, dragi surori, iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi prin intermediul televiziunii Maria TV, sau prin intermediul internetului. Continuăm să trăim bucuria învierii Domnului, astăzi, a treia zi de Paște, în ritul nostru latin. Îi mulțumim lui Hristos pentru pătimirea, moartea și învierea sa, pentru misterul său pascal pe care îl celebrăm tot timpul anului, atunci când celebrăm Sfânta Liturghie, dar acum capătă o solemnitate deosebită în sărbătoarea învierii sale. Adunăm toate gândurile și intențiile noastre bune și îl rugăm pe Iisus înviat să ne asculte rugăciunile. Mai întâi cerem iertare pentru tot ce am greșit, ca să participăm așa cum se cuvine la celebrarea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria in excelsis Deo.
cea mare. Prin tainele pascale, te rugăm, binecuvântează poporul tău cu darurile cerești, ca dobândind libertatea deplină, să ajungă în ceruri la bucuria pe care o gustă deja aici pe pământ. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În ziua de Rusalii, Petru le-a spus iudeilor: să știe cu siguranță toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Când au auzit, au fost pătrunși la inimă și au spus lui Petru și celorlalți apostoli: ce să facem, fraților? Petru le-a zis: convertiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe, pe oricâți i-ar chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, dădea mărturie și îndemna zicând: salvați-vă de această generație perversă. Așadar, cei care au primit cuvântul lui au fost botezați.
Și în ziua aceea li s-au adăugat cam la 3.000 de suflete. Cuvântul Domnului. Aleluia! Și viața s-au luptat, hotărât s-au înfruntat, dar viața lui Iisus moartea a răpus. O Marie, ce-ai văzut când la groapă ai șezut, mormântul Mântuitorului și gloria Biruitorului. Îngeri și veșminte, mărturii preasfinte, a înviat Hristos speranța mea, în Galileea vi se va arăta. Credem, Doamne, cu putere în a ta înviere, Tu, Rege învingător, fii îndurător. Amin. Aleluia. Domnul să fie binecuvântat, ca să vestești cu demnitate și curaj cu Dumnezeu să fie binecuvântat. Amen.
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Maria stătea lângă mormânt afară și plângea. În timp ce plângea, s-a plecat spre mormânt și a văzut doi îngeri în haine albe, care stăteau în locul unde zăcuse trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Ei i-au zis: Femeie, de ce plângi? Ea le-a răspuns: L-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Dar spunând acestea și întorcându-se, l-a văzut pe Iisus stând în picioare, dar nu știa că este Iisus. Iisus i-a zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea, crezând că este grădinarul, i-a spus: Domnule, dacă Tu l-ai dus, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi lua. Iisus i-a spus: Marie. Ea, întorcându-se, i-a răspuns în evreiește: Rabuni, care înseamnă învățătorule. Iisus i-a zis: Nu mă reține, pentru că nu m-am urcat încă la Tatăl, dar du-te la frații mei și spune-le: Mă urc la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena a venit la discipoli și le-a vestit că l-a văzut pe Domnul și că el i-a spus acestea. Cuvântul Domnului. Preasfințite, dragi și iubiți credincioși care participați împreună cu noi la Sfânta Liturghie, începând din noaptea Învierii și până astăzi, a treia zi de Paști, am auzit și auzim același mesaj: Hristos a înviat. De fapt, acest mesaj nu l-auzim doar de trei zile, ci este mesajul pe care Biserica ne-l transmite de 2000 de ani. Atât de mare este importanța acestui mesaj, încât după fiecare sărbătoare a Paștelui și până la Înălțare, devine chiar o formulă de salut. Și mărturie suntem fiecare dintre noi care ne salutăm astfel. Poate că unii se întreabă: de ce sărbătoarea Paștelui ține atâtea zile? Sau de ce Biserica insistă atât de mult asupra acestei sărbători, cerând credincioșilor să se spovedească, să se împace între ei și să se împace cu Dumnezeu? Motivul, iubiți credincioși, nu poate fi decât unul singur.
Învierea lui Hristos este cel mai mare eveniment din istoria mântuirii și este cel mai mișcător gest de iubire pe care Dumnezeu l-a făcut față de noi prin Iisus Hristos. Însă și existența creștinismului are la bază învierea lui Hristos. Ne amintim cum spunea Sfântul Apostol Paul Corintenilor atunci când le vorbea despre învierea morților. El spunea că dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este predica noastră. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră. În fragmentul evanghelic de astăzi, o vedem pe Maria Magdalena, care plânge la mormântul lui Iisus. Maria plânge pentru că trupul lui Hristos nu mai este în mormânt, dispăruse. Ea credea la fel ca discipolii care îl urmaseră pe Iisus Hristos, că Iisus este Mesia și că va instaura o nouă ordine, o nouă împărăție. Însă acum, după ce începutul fusese atât de promițător, are în fața ochilor rezultatul, și anume eșecul total. Ea merge la mormânt pentru a-și aminti de clipele frumoase petrecute în prezența lui Iisus, care a fascinat-o prin învățăturile lui. În grădină, Maria Magdalena plânge în timp ce Mântuitorul este lângă ea, dar ochii ei sunt orbiți de lacrimi încât nu este în stare să-L recunoască. Ea crede că este stăpânul grădinii în care era mormântul lui Hristos. Acesta însă o întreabă: femeie, de ce plângi? Maria, suspicioasă și în starea ei de disperare, spune: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Știm cu toți, iubiți credincioși, că Iisus Hristos nu a fost furat, ci El este alături de noi, El este în noi, El a înviat cu adevărat. Dar dacă ochii noștri sunt orbiți, sunt întunecați de tot felul de patim, sau dacă lăsăm ca în mintea noastră să intre tot felul de informații mai bune sau mai puțin bune pe care le vedem și zilele acestea pe la televizor, informații care ne distrag atenția de la ceea ce trebuie cu adevărat să medităm în zilele acestea, atunci, la fel ca Maria Magdalena, ne va fi greu să-L recunoaștem pe Mântuitorul. Dar după lacrimile de durere, vin lacrimile de bucurie atunci când Maria descoperă că acel om pe care îl credea un simplu grădinar este Iisus, este Învățătorul. Ea, plină de bucurie, se aruncă la picioarele Lui și le cuprinde cu brațele. Dar Iisus îi spune: nu mă reține, pentru că nu m-am urcat încă la Tatăl meu. Mergi la frații mei și spune-le și lor că am înviat. Altfel spus, nu mă reține numai pentru tine, Marie. Nu fi egoistă. De ce vrei să mă ai numai tu? Mergi și la frații mei, du-le și lor vestea ca să se bucure și ei împreună cu tine. Și am văzut că Maria pleacă imediat și le duce vestea ucenicilor, spunând, tremurând de emoție: L-am văzut pe Domnul. Maria Magdalena este prima misionară a bisericii, iubiți credincioși, este prima vestitoare a învierii Domnului în lume. Apostola Apostolorum, cum o numesc Sfinții Părinți, Apostolul Apostolilor. Un singur cuvânt este necesar Mariei pentru a-L recunoaște pe Domnul înviat. Când acesta o cheamă pe nume, iar apoi, după cum v-am spus, îi reamintește misiunea ei de a anunța vestea cea bună a învierii sale discipolilor săi. Marea lecție și frumoasa lecție pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu din liturghia de astăzi este aceea ca toți creștinii trebuie să fie oameni
ai bucuriei. Toți creștinii și noi toți trebuie să fim oameni ai bucuriei. Fiecare creștin este trimis, asemenea Mariei Magdalena, să-L predice lumii pe Domnul cel înviat. Bucuria este cea mai convingătoare predică. Fiecare dintre noi poate fi o potențială Marie Magdalena. Întâlnim și noi unele momente de încercare în viață în care, ca și ea, plângem lângă mormântul gol al disperării. Iisus însă ne spune și nouă, ne pune și nouă aceeași întrebare ca și Mariei. Creștinule, de ce plângi? Pe cine cauți? Ai în lăuntrul tău ceea ce cauți în afară și tu mai plângi lângă un mormânt care a fost părăsit? Foarte frumos vorbește Sfântul Augustin în confesiunile sale despre convertirea sa. El spune, te căutam, Doamne, în afara mea, în bogățiile și în plăcerile lumii, dar Tu erai în mine și eu nu știam. Acum Te-am găsit și nu vreau să mă mai despart de Tine niciodată. Într-adevăr, a-L căuta pe Iisus în plăcerile lumii, în bogățiile lumii, echivalează cu a-L căuta pe Iisus în mormântul gol. Omul adesea este tentat să caute libertatea în vâltoarea acestei lumi și în experimentarea tuturor plăcerilor, fără nicio limitare a lor. Se aruncă în această agitație a acestei lumi, fără a ține cont de un lucru important, fără a ține cont că are nevoie de o scară de salvare, de un colac de salvare pentru a ieși din acea vâltoare. Iar acea scară o are numai Hristos. Hristos este singurul care ne poate arunca scara de salvare, care ne va ajuta să învingem agonia și moartea. Învierea lui Hristos, iubiți credincioși, a aruncat o punte, o scară între cer și pământ, între Dumnezeu și oameni. De aceea este necesar să pășim cu mult curaj pe această punte, pentru ca, murind împreună cu Hristos pentru păcat, să și înviem împreună cu El la o viață nouă. Așadar, ce trebuie să facem? Răspunsul îl găsim în prima lectură proclamată la liturghia de astăzi. Convertiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne îndeplinim bine misiunea noastră de creștini, aceea de a-L mărturisi pe Hristos, pentru ca la trecerea din această lume să putem și noi să spunem, așa cum spunea Sfânta Agneza, Te-am lăudat, Doamne, cu buzele mele, Te-am căutat, Doamne, din toată inima și Te-am mărturisit întreaga mea viață. Amin. Hristos a înviat. Fraților prea iubiți, Domnul nostru Iisus Hristos se arată Magdalenei care plânge în timp ce îl caută cu înfrigurare. Să ne lăsăm și noi chemați pe nume de El, invocându-L cu titlul familiar de Rabuni, spunându-i, Doamne Iisuse, ascultă-ne rugăciunea! Doamne Iisuse, ascultă-ne rugăciunea! Pentru ca mărturia Bisericii să fie totdeauna fidelă mesajului apostolic, fundamentat pe credința în Domnul răstignit și înviat, să ne rugăm. Doamne Iisuse, ascultă-ne rugăciunea! Pentru ca anunțul Evangheliei să răsune ca putere de convertire,
care să străpungă inima tuturor oamenilor, implicându-le în felul acesta întreaga lor viață. Să ne rugăm! Doamne Iisuse, ascultă-ne rugăciunea! Pentru ca femeile creștine, după exemplul Magdalenei, să-și redescopere misiunea în biserică, adică cea de vestire și mărturisire personală a credinței față de ceilalți frați. Să ne rugăm! Doamne Iisuse, ascultă-ne rugăciunea! Pentru ca părinții, ai căror copii au primit botezul, să-și educe copiii în adevărata credință în Domnul Iisus înviat. Să ne rugăm! Doamne Iisuse, ascultă-ne rugăciunea! Pentru ca aceia care sunt încercați în credința lor să nu cedeze dubiului și greșelii, ci să caute cu insistență lumina în Iisus Mântuitorul. Să ne rugăm! Doamne Iisuse, ascultă-ne rugăciunea! Pentru ca noi, cei prezenți aici, să primim cuvântul anunțat și să ne trăim credința în comuniune cu cei care au fost chemați deja de Harul lui Hristos. Să ne rugăm! Doamne Iisuse, ascultă-ne rugăciunea! Doamne, ajută-ne să ne lăsăm chemați pe nume în fiecare zi de Tine, așa cum ai chemat-o pe Maria Magdalena, pentru ca să putem să dăm mărturie despre Tine, care ești Dumnezeul vieții, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește cu îndurare darurile familiei Tale și păstrează-o sub ocrotirea Ta, ca să nu piardă harurile pe care i le-ai dat și să ajungă la fericirea veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Să fie cu voi. Spus inimile. Amin.
Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în această zi în care a fost jertfit mielul pascal Hristos, Domnul nostru. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele care prin moartea sa a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea, întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Sfințenia, te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Iosif, și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci
Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Iisuse, te crede față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Thank you.
Ascultă, te rugăm, Dumnezeule atotputernic, care ne-ai făcut părtaș de darul desăvârșit al botezului, lucrează necontenit în inimile noastre, ca să ne învrednicim de fericirea veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Regina Celii, letare, aleluia, via Christi portare, aleluia, rezurrexi, sicut lixi, aleluia, ora. Și te veselește, Fecioară Marie, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeule, care binevoi să bucur lumea prin învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, fă-ne, te rugăm, ca prin născătoarea Lui, Fecioara Maria, să dobândim bucuria vieții veșnice, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și durea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și durea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrotește-mă pe mine, care sunt încredințat ție prin mila lui Dumnezeu. Amin. Vreau acum, înainte de trimiterea pe care ne-o va da Părintele Diacon, să aduc mulțumire ceea ce am omis în zilele trecute Părintelui Decan și Paroh, în primul rând, pentru organizarea celebrărilor din aceste zile sfinte, ajutat fiind de Părintele Diacon și părinții vicari ai catedralei noastre, mulțumire și grupului de preoți și surori de la episcopie și de la parohie și decanatul nostru, pentru că au suplinit așa de bine corul bisericii noastre, atât a tineretului cât și a corului mare, în această perioadă de încercare, de pandemie, cântând frumos sub bagheta părintelui Robert, care este și student acum la conservatorul din Iași, și organiști au fost mai mulți, acum e părintele Iosif, unul din vicarii catedralei noastre, dar a mai fost părintele Egidiu, care momentan lipsește și care este vicarul general al diecezei noastre, domnul Max și încă domnul Octavian, care
nu știu dacă a fost vreodată, pentru că situația aceasta este deosebită acum, dar sigur ne-au urmărit acasă, dar le mulțumesc și coriștilor de la Tinerece, de la Corul Mare, care neputând veni aici, cred cu lacrimi în ochi, totuși ne-au însoțit în casele lor cu rugăciunea și cântul lor. Le mulțumim tuturor, la fel sorei Maria în special și a celorlalte surori care au ajutat-o și au împodobit altarul să arate exact cum era și înainte, în vremuri bune. Mulțumesc și credincioșilor reprezentați de aceste lumânări, le-ați văzut mereu în ultimile zile și pe care le-au așezat cu grijă preoții noștri, surorile noastre, le-au aprins și le-au stins de fiecare dată ca un simbol al prezenței dumneavoastră a tuturor credincioșilor la slujbele noastre. Mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit în aceste zile prin intermediul televiziunii, astăzi doar televiziunea, singurul post recent inaugurat tot aici la noi, Maria TV, dar și celorlalte posturi de televiziune, internetului, celor de la Radio Maria, care au transmis de atâtea ori în direct liturghiile și celebrările noastre. Pacea și bucuria lui Hristos înviat să ne umple sufletele și casele noastre, bucurie pe care să o exprimăm unii altora, așa cum ne-a învățat frumos la predica astăzi Părintele Diacon, Hristos a înviat! Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia.